Bună dimineața, dragii mei prieteni! Acum mergem cu arbitrii noștri, cu Andra și cu Ovidiu. Mergem să montăm încă o bară, să fie astăzi totul ideal. Începem dimineața de la ora 7:30. Am mâncat puțin, am mâncat niște banane și un de arhidii și acum mergem acolo în parcul central. Gătim totul pentru campionatul național și apoi la ora 3. Never too late to change your life. The story's not over. The ending is mine. Oh, I've been a million places. And then I see a million faces. But I feel supernatural. Deci, dragii mei prieteni, aici va avea loc campionatul României, va fi workout. Băi, salut! Salut, salut! Măi, ce faci aici? Bă, antrenăm mușchi de la degete. De la degete și te primești? Da, da. Da, vă pregătiți pentru ceva, da? Ceva mare. Un plus pentru degete. De la ora 3. De la ora 3, cel mai bun din țară aici. La degete, da? Se întreg. Da, da. Da, ok, bine, da. Adevăr că dacă n-ai degete, n-ai făcut nimic. Eu sunt arbitru, uite. Deci suntem acum în parc aici. Băieții deja se antrenează, se pregătesc. La 3 merg pe la să încep, mergem acum și să mâncăm, să luăm o masă. Și apoi facem street workout. Așa, cum îmi place mie. Hei! Deci, suntem aici pe malul Nistrului. Mergem cu domnișorul Ovidiu la... să ne împlăm burtele. Să ne împlăm burtele cu mâncare. Și apoi să putem arbitra, că dacă nu mâncăm, nu putem arbitra. Băieții vin de urmă. Cam nu se văd. Nu știu pe unde au luat-o. Noi trecem semaforul. Mergem. Ne înflăm burtele și... arbitrem. Băieții deja se grămădesc, mai este încă undeva o oră. În decurs de o oră începem să vă arăt ceva. Uitați-vă ce stă în urma mea. Ce cupă mare. O cupă foarte mare. Uitați-vă, băieți. Locul 2. Locul 3. Și locul întâi, cupa aceasta cât mine, cred că, uite. Făcută personalizată, street workout, campionatul național. Ocupați-vă cu sportul, duceți un mod sănătos de viață. Câștigați, fiți mai buni dintre cei mai buni. Distrați-vă, treceți timpul corect și sănătos. Asta aceasta înseamnă să trăiești. Deci, concursul se începe în undeva 20 de minute, așteptăm să mai vină participanți, deja aici s-au grămădit foarte, foarte multă lume, uitați-vă, lume multă s-a grămădit, concurențe stau acolo, în curând începem să facem istorie împreună cu băieții în România, să alegem pe cel mai puternic care vă reprezentați la campionatul mondial, așa că vedem în curând cine să fie campion. Și zic plăci de partea mea! Cupele sunt super miștoase, atmosfera e super tare. Abia aștept să mai vin acum la voi. Da. Am distrat super tare. Și de... ce a bicepsul. Nu e așa mare. Dar e putere. E mic, dar e putere. Eu o să vă privim. O să intrați la apărat și faceți o chestie. Acum cum spășați. Ok. A intrat un muscle up într-o mână, un front, ceva ușor, știi? Deci începem undeva în 10 minute. Peste 10 minute undeva începem, băieții deja sunt pregătiți, arbitrii sunt pregătiți, aici al venit pe două rodoro. Băi, s-a venit deci cu fica asta, așa că suntem absolut pregătiți. Vreau să facă domnișoara ceva împreună cu băieții, un fel de cardio, încălzire.
În aplauzele dumneavoastră, doamnelor și domnilor, vi prezint pe domnul Alexandru Dolega, medalie de bronz la Jocurile Paralimpice de la Rio. Mulți dintre sportivii care ați fost anul trecut la Cupa României de Street Workout l-ați văzut când l-am premiat și când l-am încurajat să aibă succes la Jocurile Paralimpice de la Rio. Domnul Ionuț Cosmin Corbu. Aplauze! Medalie de bronz, locul al treilea, domnul Daniel Simion Bunea. Aplauze pentru medaliatul cu bronz. Deci hai să vedem cine alege să rămână în țara noastră dragă sau cine vrea să meargă în Rusia. Cine vrea Rusia? Niciunul. Comunitate în trimită. Locul al doilea, vicecampion național, domnul Rodion Bogdan. Locul campion național de street workout, domnul Samuel Lepătuș. Aplauze pentru domnul Adrian Petre și pentru cei trei aflați pe podium. Aplauze deopotrivă pentru cei 10 sportivi care astăzi au fost prezenți aici la campionatul național. Aplauze pentru arbitri și pentru toți oamenii care au făcut posibil acest eveniment. Salutare, dragi mei prieteni! Astăzi am avut o zi foarte, foarte, foarte bună. Am venit în odaie, facem câte o undușcă. Transferăm foarte tare. Mergem în sală masă să stăm de vorbă cu toți participanții și cu câștigătorul care este Samuel Lăcătuș. Felicitări încă o dată din partea mea și din partea tuturor. Suntem acum cu toții la masă, urma noastră sunt organizatorii. Suntem împreună cu Andrean Petre, noi aici stăm și noi așteptăm să vină cea de-a doua gustare, să mâncăm. Băieții sunt toți obosiți. După concursul acest